O primă întrebare sună în felul următor. Are cele mai multe like-uri aici. De ce băieții vorbesc cu mai multe fete? De ce băieții vorbesc cu mai multe fete? Cu mai multe fete? Da, așa e întrebarea. Da, trebuie să fie un geniu. Să vorbească cu mai multe fete deodată, că așa înțeleg prin asta. Înțeleg că de ce unii băieți vorbesc cu mai multe fete ca prietene, ca în vederea căsătoriei, probabil, ăsta e sensul. Păi, dacă faceți această observație, deja cred că știți cine e un astfel de băiat, voi fetelor. E un nehotărât, probabil, e unul care n-are criterii clare de a-și alege viitoarea soție, dă un semnal foarte confuz. După mine e și periculos. Să vă povestesc ceva, fetelor. Eram păstor într-un alt oraș și aveam o fată credincioasă, foarte bună, activă în biserică. Toată biserica o iubea. Și într-o duminică, la terminare, îmi spune: frate, am un prieten. Bun. Și vreau să-l cunoașteți. Da, zic, cu plăcere. Și duminica viitoare, era zi de vară, la terminarea slujbei, iarăși, ne stăm în curtea, așa, curtea interioară a bisericii, și îmi prezintă băiatul, fata îmi prezintă băiatul, încerc să vorbesc câte ceva cu el, nu prea era atent. Bun, și se încheie tot și primesc telefon după aceea de la fată. Și îmi întreabă: ce ziceți? A plăcut băiatul? Zic, nu. M-a întrebat, i-am spus nu. Și îți spun și de ce. În timp ce vorbeam cu el în curtea bisericii, cu tine acolo, prezentă, ochii lui fugeau după alte fete. Se vedea. Te uitai la el, el nu putea să se concentreze la mine, la vorbă, la vorbire. El tot după alte fete. Zic, nu mi-a plăcut deloc băiatul ăsta. Și fata, până la urmă, cumva a ascultat avertizarea mea și n-a continuat prietenia. După mai multe, cam la un an așa, a venit ea la mine din nou și mi-a spus: frate, ați avut dreptate? Băiatul acela, zice, era un afemeiat, ravagii făcea printre fetele din biserici, până la urmă s-a culcat cu unei, a făcut copil, deci complicații foarte mari. Ai văzut, zic, te-a puzit Dumnezeu. Și a făcut foarte bine fata, pentru că a cerut părerea unui mentor. Eram ca un mentor atunci pentru ea, eram și păstorul ei și avea încredere în mine. Că altfel se văd. Deci, nu știu, această atitudine a unui astfel de băiat arată și egoism, indecizie, mai mult lucruri rele văd sau semnale negative văd la el. Mi-am spus părerea. Dacă mi-ați da mai multe detalii, poate că aș îmi spune mai multe. La final căutați-l. Cum? La final să vă caute. Nu. Nu. Subiectul meu era Facebook. O următoare întrebare sună în felul următor. Cum se poate combate practic pornografia? Nu, stai puțin, că este aici o observație cineva foarte... ați șters acum. Era afectat că lăsați copilăriile. Eu am copilării aici? V-am spus copilării? Da? Cineva... nu înțeleg la ce se referă. Da? Pentru că sunt mai glumeți uneori sau dau exemple care să fie relevante
cât de cât pentru voi. Cred că se făcea referire ca să nu fie întrebările copilărești, că... Da? Nu, am înțeles că se referă la mine, nu la... Nu facem referire la dumneavoastră. A, la întrebările copilărești, da, de aici. Da, la întrebările copilărești care poate nu-și aveau rostul. Da, dar sunt care se potignesc, mai spun câte o glumă, una alta, și am și un răspuns pentru ei de la Spurgeon. Ați auzit de marele predicator Spurgeon? Era în secolul XIX și el spunea tot felul de anecdote în predici, așa, mai strecura una și alta. Și o soră a venit la terminarea unei slujbe la el și a spus: frate, îmi place cum predicați, dar prea mult glumiți. La care Spurgeon i-a răspuns sorei: și dacă ai ști, soră, cât mă abțin? Da. Bun, mergem la altă întrebare. Întrebarea aceasta are multe leacuri, dacă doriți să răspundeți la întrebarea aceasta. Cum se poate combate practic pornografia? Da. Asta e subiect separat, ar trebui neapărat dezbătut separat. Chiar soția mea este medic pediatru și ea are un studiu din perspectiva unui medic, cum vede medicul această dependență de pornografie. Și ar trebui mult de dezbătut. Eu, de obicei, abordez problema din perspectivă mai pastorală, spirituală, dar amândouă sunt importante, pentru că pornografia deja este numită boală, așa cum depresia este boala mileniului 3 deja. Așa și pornografia începe să fie. Și vedeți că nu e la oricine. Deja e boală la copii. La copii, de la 8 ani în sus, deja sunt victime. Sunt probleme foarte mari. Cum să combați pornografia? Dacă vrei tu, sigur, spiritual vă pot da idei. Cred că, în primul rând, dacă memorezi Biblia și ești serios cu asta, nu doar să o citești, să memorezi Cuvântul Lui Dumnezeu, te va scăpa de dorința de a vedea imagini murdare. În al doilea rând, cred că ar trebui să cauți un mentor, un duhovnic, dacă sunteți fete care aveți problema asta, căutați o soră credincioasă, în care aveți încredere, poate ajuta să vă se roage cu tine. Mentorul asta face, te ascultă, se roagă, caută soluții. E un proces, nu peste noapte. Nu există pastile să scapi de o dependență. Așa cum această dependență a pătruns în tine în etape și într-o perioadă lungă, așa va fi și ieșirea din dependență. Sigur, se poate, puterea lui Dumnezeu e mare, Duhul lui Dumnezeu poate scăpa acum, dacă te rogi și El lucrează. Nu spun că nu se poate, dar așa, experiența mea pastorală arată și am avut foarte multe cazuri de consiliere pe problema pornografiei. Și asta... Experiența, zic, îmi spune că chestiunea e de durată, dar am avut și succese, între ghilimele, izbândă spirituală și băieți și fete care au scăpat de patima asta. Mai am încă ceva să poate ca sfat. Practic, că vreți practic. Există aplicații atât pentru computer cât și pentru telefon. Multe sunt, să știți, concepute de IT-ști creștini care se pot instala în telefonul sau în computerul tău aplicații care să oprească, să blocheze orice imagine murdară. Ele sunt de obicei gratis, poate chiar cei IT-știi voștri care vă pricepeți,
faceți un bine și culegeți câteva informații concrete și le puneți ori pe site-ul tinerilor, nu știu cum, dacă aveți pe WhatsApp grup, și transmite, dați-le mai departe. Pe unii îi va ajuta. Cine își instalează programele acestea și nu le dezinstalează tot a doua zi, ci le instalează și rămân acolo, te pot păzi. Iată încă un lucru practic. Dar aceasta e o problemă foarte serioasă și trebuie să aveți o întâlnire separată aici pe problema asta. Așa. Era. O altă întrebare sună felul următor. Credeți că, în paranteză, aproape toate acțiunile omului au în sine, în esență, un egoism, fie că nu ne dăm seama? Da, o întrebare așa bună, foarte filozofică, pentru că, într-adevăr, există teologi creștini care cred că orice acțiune umană este impregnată de ceva imperfect, pentru că noi suntem imperfecți. Dar, lăsând deoparte partea teoretică, să zicem, cred totuși că anumite acțiuni altruiste, pline de dăruire, de jertfă, care sunt făcute pentru slava Domnului, nu trebuie să fie suspectate de ceva rău, păcătos. Teoretic, noi nu facem nimic bine, perfect, tot, perfect totdeauna. Da. Chiar și când ți se pare că este perfect. Chiar și când dăruiești sau faci o milostenie. Poate că este ceva acolo în inima, ascuns în sufletul tău, să te lauzi cu ce ai făcut sau să faci totuși ca Domnul să-ți mai dea câte o răsplată. Așa. Da. Deci, poate să fie lucrul acesta. Dar cred că totuși acele acțiuni, fapte care sunt luate din inițiativă curată, cu scop curat și pentru slava lui Dumnezeu, nu trebuie să le bănuiești că ar fi așa păcătoase. Ma, deci cam asta e răspunsul meu. De ce fetele sunt mai obsedate de cumpărături decât băieții? A? Oare de ce? Eu am avut 4 fete. Și acum sunt mari, toate au copii. Acum am o nepoată de 16 ani, vă dați seama. Și știu toate. Așa. Nu pot să spui că e vorba de obsesie aici. E în structura femeii aceasta. Ea de obicei face cumpărăturile și veți vedea fetelor când vă căsătoriți, voi veți fi cele care rânduiți casa, știți ce trebuie în casă și faceți cumpărăturile. Deci e natural, e normal lucrul acesta. Nu văd că e vorba de obsesie aici. Obsesia este doar atunci când faci cumpărături fără limită, când faci fără să te gândești la cei din jur, cum îi afectează, când prin cumpărăturile tale aduci un minus casei tale, poate că iei din banii de economii sau altceva de... Pot să fie tot felul de situații. Atunci, da, când e o obsesie, orice obsesie este, înseamnă extremă. Dar de ce femeile au partea asta? Pentru că ele sunt structurate altfel. Noi, bărbații, avem altă structură. Știți cum se spune că mintea bărbaților, așa, noi funcționăm pe principiul sertarului. Adică noi de la un dulap tragem un sertar
și facem ordine în el sau ne ocupăm de el și apoi îl închidem. Femeia deschide 4-5 sertare odată, da? Și pune una, alta, e altfel structurată. Asta nu înseamnă că e un defect. Poate fi un ajutor. Acoperă mai multe, rezolvă mai multe, pentru că așa este structura ei. Deci până să devină obsesie, faptul că femeilor le place mai mult să facă cumpărăturile, nu văd că este un minus, ci este o calitate care definește structura lăuntrică a unei femei. Și atât. Mulțumim foarte mult pentru... Gata? Mai sunt foarte multe întrebări, dar timpul este foarte înaintat. Okay. Vom putea răspunde la toate întrebările. Ultima întrebare și asta gata. Mai există fete care nu sunt materialiste? Da, căutați-le. Sigur, sigur că există. Dar a fi materialist înseamnă iarăși să fii obsedat de lucruri materiale, să nu te mai saturi. Dar știu multe fete și care se mulțumesc cu puțin. Uite, soția mea este una dintre acele femei care se mulțumea cu puțin și acum, așa, greu cheltuiește, e exact moderat, așa, ponderată în tot ce face și drege, și de aceea am încredere în ea. Am încredere în ea. Pentru că un duh ponderat, moderat, dă încredere, da? Și asta, să știți, fetelor sau băieților, că este un semn. Și când vorbiți între voi, analizați și zona asta a consumismului, să vedeți cum gândește celălalt. Vă poate ajuta la decizie. Fetelor, feriți-vă de consumism, băieți, căutați fetele care se feresc de acest lucru. Vă mulțumim foarte mult încă o dată, drag, frate pastor, m-am bucurat să fiu cu voi. Și mulțumim pentru fiecare dintre voi.